Bună dimineața, plecăm spre Laos. Era câte o sacoșă de om, niște bani. Pornim spre Laos, ne-am luat bilete de avion cu $110. Viza pentru Laos a costat $50. Mai multe informații se găsesc pe mai, este acolo pus și site-ul de unde se poate plăti și de unde se poate aplica, se obține în 3 zile. Super simplu. Și am ajuns în 5 minute de la casa pe jos. Ne-am luat cu compania Lao Airlines, dar nu am mers să facem check-in o aseară, să sperăm că nu ne taxează în aeroport. O vedea acum. Mergem să facem check-in. Nu am mers online. Nu le merge site-ul, nu poți să selectezi Phnom Penh ca aeroport. V552. Nu s-au deschis pentru facturare check-in-urile. Mai așteptăm. Ne-am luat biletele. Faza e că te pun să arăți biletul de ieșire din Laos și altfel nu te las să te îmbarci. Noroc că l-avem. Poarta nouă. Hai să luăm ceva, o băutură. Nu, nu, ce băutură. Mamă, $70. China. Țigări chinezești? Ia uite-le. Mamă, mama mia, chiar că... Și un coniac de drum la $1000? Are 40%, te face ca lume. Mă arăți, mamă, cât a sticluri. Cât are? 3 litri. Ceva la 333. A, clipiri. Tom Martel. Tom Martel, ăsta e. Sau Louis al 13-lea, care costă $6204. Mamă. Mamă mia. E 3 sticle, 18.000. Hai, o garsonieră în București. Și niște băuturi chinezești la 5800. Wow, 5800 și atât 5830 de lei. Și 4700. Ce om, frate, astea? Da, da, îți dau și un souvenir. Aia la 800 ceva mai. Acum când vezi ceva la 800-400 zicea, o loc cât de ieftin, nu? Da, 200 deja e. Și ultimii bani se duc la Crucea Roșie. Gata, am terminat. Triple. Am terminat tripul. Și banii. Ne-am luat o pungă de jackfruit, l-am rupt în aeroport de dimineață. Pentru noi, cine nu știe, jackfruit are un miros de gumă turbo, guma copilăriei. Este un fruct cu un mare sâmbure înăuntru. Uite sâmburele. Aflăm câte ceva despre Laos, încercăm să facem planul. Doi ca noi. Și un mic aperitiv. Ce e asta? Iaurt cu croissant. Tot un formular de arrival. Este bine de aplicat e-viza ca să nu stați la visa on arrival, pentru că la visa on arrival se face coada.
Acesta este busul local care merge în centru, 40.000, aproximativ 2 euro. Noi o să mergem pe jos pentru că avem doar 5 km de mers. Are și Wi-Fi gratis, aer condiționat. Bine. 15 giga, 2 dolari. Ce bine. Simur palese. Am schimbat 20 de euro în aeroport și am primit câteva sute de mii. 444 de mii. Așa arată banii. Ia să vedem. 22.245 este 1 euro. 1 euro. Călătorie de bus? Cu 40 de mii. 40 de mii. Țara cu numărul 83. Și luna asta a împlinit 21 de ani de când suntem împreună. Și 21 de ani, dragi prieteni. Mai mult de jumătate de viață. Airport. 5 km de mers pe jos până la cazare. Ce ca lumea că se poate merge pe jos de la aeroport. Și o să profităm de acest. Eu am găsit pe jos, de bun venit. Încă una. Miroase ca lumea? Nu miroase, fără miroase, dar frumoasă. Ce mașină? Wow. Avalon Miner BTC. Bitcoin friendly. Asta e minerul, Avalon Miner. Cine mai are BTC pe aici? Ori în Laos. Ori în Laos. Seama că sunt cu șoare, fără probleme. Dacă vin la aeroport, te întâmplă așa ceva. O fi ieftin de minat în Laos? Cât o fi curentul oare? Huatai Airport, foarte bine întreținut. Wow, ce bine miros aceste flori. Floarea tradițională din Laos. Și se construiește acolo în spate Catedrala Neamului, un templu lângă aeroport. Power China. Proiect finanțat de chinezi. Din Pompen până în Vientian, o oră și 10 cu avionul. Acum este ora 12. Check-in-ul trebuie să-l facem la 3. Așa că putem să ne întindem 3 ore pe drum. E tare că nu e soare și putem merge pe jos fără probleme, fără să ne ardem. Primul kilometru de mers pe jos am dat de acest templu. Mekong Riverside, pe partea cealaltă a râului, se află Thailanda. Mekong. Mekong River.
La prima impresie oare mega bine oamenii. Nu prea vezi gunoaie. E destul de curat. Ne-am băgat și pe niște străduțe mai... E, da, aici în dreapta. Da, dar nu e chiar așa mult gunoi. Un hotel, da, frumos. Cu view la river. Vientiane. Crabi. Primii 3 km de mers pe jos în Laos am dat de acest loc. Cred că seara e mare loc de gustări. Avem mare noroc cu... cu vremea, că nu e soare. Ce bine că mai adie vântul, e perfect. Barulețul. Oh la la. Pustiu totul la obra asta. Toată lumea doarme. Siesta. O clădire veche pe care scrie Toys from the Sky, adică jucăriile din cer. Emergency. Apasă butonul, presie. Asta că ia panica. Păi, ce felinare. Unde sunt toți oamenii ăștia băgați cu gustările? Au zi liberă. Au zi liberă, chiar că. Floarea. Floarea, simbolul Laosului. Chiar ciudat. Ciudat, ciudat. Primul cetățean care vinde ceva, suculețe. Nu, arată bine un suc de ăsta, dar curăți. Hai. Walkman. Walkman Village. Stăm vis-a-vis de acest templu chinezesc. Și în față mica Indie. Dacă stai la Riverside Hotel, ai și mașina verde. Stăm vis-a-vis fără mașina verde. Ăsta e locul. Didi Travel. Colorat. Train ticket bus. Un taxi service. Asta e locul. Ne-am luat un Airbnb și intrarea este prin magazin, bineînțeles. Am făcut 5 km mai puțin de o oră. Așteptăm să intrăm în cameră. $11 pe noapte. $11 pe noapte. Aceasta este camera studio cu AC. Și baie și bucătărie. Baie. Hârtie igienică, prosoape, șampoane. La orice cazare primești apă. Asta trebuie menționat. Studioul de la ultimul etaj. Ia uite ce e vizionat. Piscinică. Ce bine. Nu prea ține asta. Am dormit și o oră, am căzut rupți. Ne-am trezit dimineața. Locul de uscarufe. La etajul 4. 3F, aici. Și locul de stat de citit. Cărți cu Thailanda. L'anglais du voyage. Ce pizzerie lângă.
Miroase și bine chiar. 270.000. 13 euro. Pala finală, ca nu suntem oameni de pizza. Nu ajunge nici la o masă. Un panir? Un panir? M-am uitat pe meniu. Și am văzut că e ieftin. Palac panir de la restaurantul indian. Să vedem la chiar. Ăsta e halal. Hai să vedem palac panir. Mai avem câteva banane din Cambodgia. Le-am luat pentru avion, dar ne-au rămas. Plătire impunătoare. Starbucks. Hai, marketul. Primul street food. Cărnăciori. Am citit că au cărnați, mamă, câte muște. Oh, shit, man. Cât am dormit, s-a instalat și night marketul lângă noi. Marfă chinezească. Trollere, ca să ai și să bagi în ele. Mama mea, nu știu. Credeam că e cu mâncare locul ăsta, de unde e totul cu haine? Haine, accesorii, ți-a luat un prosop. Chiloți. Ochelari. Iluzere cu scheleți. Parcul de distracții Bălciun. După mâncare. E pimpuit? Ceacă și lanț. Lanțul, lanț. Stânga sau dreapta? Un euro, un maio, un tricou. Doar un euro. Mai mică. Al templu. Prima ploaie pe anul ăsta. Mamă, ce bun. Bun venit. Să începem cu niște fructe. Sub 5 lei. Blană. Mere, nu vrem mere. Eu nu vrem, vrem. Ei, sunt din Europa. Pe ce dai? O chifră cu 6.000? Nu. Da, cu ce? Dă-i că refresh. Să ne grăbim că plouă. Da. Apă, ciocolată, o, loc de mare. Și hub-ul de mâncare la Bobby. Caracatițe, calamari. 5 bucăți, 35.000. Să începem cu prima masă în Laos. Supa din partea casei. Legume cu piper. Legume cu sos de piper. Legume cu sos de piper și creveți. Creveți. 2 euro. Mai ieftin ca în Cambodgia. Mai ieftin și mai luxury. Plus desertul, sweet potato. Am ieșit aia, frumos.
19.000 de pași, 13 km făcuți până acum, pe ziua de azi. Ne-am tunat cu apă, 7 litri de apă cu 5 lei, 1 euro. Fructe, fructe, fructe. Paradisul fructelor, ia să vedem. 30.000 o casoletă de jackfruit. M-am rupt jackfruit-ul azi de dimineață. Chiar foarte curat locul. Curat, dar nu marginat. Plouă de rupe.